Mulțumesc. Cel puțin 20 de oameni au murit și alți peste 200 au fost răniți într-un cutremur cu magnitudinea de 5,9 care a lovit sudul Pakistanului în această dimineață. Bilanțul victimelor ar putea crește. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, dar zona lovită este una greu accesibilă. Seismul s-a produs la ora locală 3, la o adâncime de numai 9 km. De obicei, cele de suprafață sunt cele mai distrugătoare. Casele de chirpici s-au surpat peste oamenii care dormeau. 15 mineri au rămas blocați de asemenea într-o mină. Rețelele de electricitate slab dezvoltate au căzut, iar principalul spital public a rămas în întuneric. Cutremurul a provocat și alunecări de teren care au blocat drumurile, punând și mai multe piedici eforturilor de salvare.